De ce ai spus, David, că spre fericirea voastră nu am făcut parte din această expediție și americani? De ce? Americanii sunt o problemă sau? Păi numai după ce te duci cu ei îți dai seama ce credin. Au probleme de genul, dacă e frig... E prea frig? E prea frig, dacă îți pun întrebări de-astea, noi le spunem ușor idiote, să nu zic altfel. În fine, avem probleme, sunt și băieți de treabă între ei. Noi spunem băieți de treabă celor care sunt alpiniști într-adevăr și se cunosc de la o poștă. Cum să vă spun eu, te uiți la mâna unui și om vezi dacă... și vezi într-adevăr, da, dar când îl vezi pe ăla că vine doar ca să-și facă pentru amorul lui propriu, eu știu, un vârf, și n-are cunoștințe de bază cum să-și pune colțare în picioare, îți dai seama, băi, ce caută ne-i ca nimeni ăsta aici. Da, Antarctica nu e continentul alb? Antarctica e deșertul alb. Deșertul alb, nu? Și dacă da. L-au ales președinte pe Obama, e normal că n-au venit americani acum să, în aceeași perioadă cu tine, să încerce vârful. Am văzut americani super bazați acolo. Vreau să vă spun că am cunoscut eroi. Uh-huh. În ziua când am coborât noi în Patriot Hills de pe vârf, tocmai ajunseseră și ei, patru băieți care erau urmașii lui Shackleton. Shackleton, unul dintre mari exploratori ai vremurilor noastre, să zic, la începutul secolului 20, el e cel care a descoperit drumul spre Polul Sud, n-a ajuns niciodată la Polul Sud, s-a oprit în momentul când trebuia să oprească ca să revină înapoi și... Urmașii lui, strănepoții, în perioada asta au făcut drumul până la pol, 66 de zile pe calota Antarcticii. Probabil că ai auzit că noi la Europa FM avem un concurs care se numește Sunetul Secret. Avem în momentul ăsta 11.800 de euro. Ce-ai face dacă avea banii ăștia? Spre ce vârf ai luat avionul? Sincer, da. Nu i-aș folosi pentru mine, i-aș da lui Hărea Colibășanu, care pleacă în Annapurna din nou. Și are nevoie de fonduri? Are nevoie de bani, da. Ai auzit puțin mai devreme, ți-am pus Sunetul Secret să-l așa. Ce crezi tu că ar putea fi Sunetul Secret? Fraților, cred că este vorba de scrâșnetul colțarilor pe calota din Antarctica. Asta să fie? Seamănă foarte mult, serios. Sunetul Secret? Dacă Marcela, ăsta e sunetul? Marcela, ăsta e sunetul secret pe care l-a spus David? Scrâșnetul colțarilor pe calota din Antarctica. Nu e asta, nu? Nu e. Am greșit. Incredibil. Dar uite, avem și un indiciu pentru sunetul nostru secret. Poate cineva ia banii. Ghicește sunetul secret la Europa FM. Acum afli indiciul zilei. Iar indiciul de astăzi este unul care, bineînțeles, ar putea face mintea ascultătorilor noștri să zboară în diverse locuri. Poți să o faci de unul singur, așa se... numește indiciul de astăzi. Un indiciu care, bineînțeles, pus cap la cap cu celelalte de până acum. Te rog, poți să te abții? Încercăm și noi să ne abținem și atunci poate ascultătorii noștri n-or păi să se abțină. Mai ales voi ar trebui să vă abțineți. Da, noi chiar ne abținem. Da, ne abținem foarte puțin pentru că revenim în câteva minute din nou în direct să ne mai povestești, David, și alte lucruri din Antarctica, că ai avut acolo niște zile, cred că despre care ai ce să povestești zile întregi aici la radio, dar din păcate nu avem timp. Mai avem doar câteva minute până la ora 10, dar promitem să le fructificăm la maximum. Rămâneți în deșteptarea.